Salut și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School, învățăm împreună. Ei bine, astăzi vorbim despre o meserie cu adevărat din pasiune, pentru că dacă vrei să devii Harry Potter, trebuie să fii neapărat pasionat. Glumesc. Astăzi vorbim despre meseria de magician alături de cel mai înalt magician, Antonio Satiru. Bună dimineața! Ei, neața, neața! Neața, bine, aceasta... cel mai înalt vorba, bine, că m-am pus pe scaun de la început. O să vedem în curând niște diferențe și vreau să fac un disclaimer. Eu nu sunt atât de mic pe cât o să par, da? Am 1,83. Ba chiar s-a adus o cameră specială ca să încap eu. Da. Vorbim astăzi despre magicieni. Știu că am făcut la prima mână, am zis de Harry Potter, că e primul cel mai care vine. Da, dar acum au apărut și noi jocuri care rup toate topurile și am zis magician. Ai văzut cum este noul joc da, Harry Potter? Da, am văzut, îmi place și este chiar o idee foarte bună. Mm-hmm. Hogwarts Legacy. Așa. Vorbim de magician. Ai venit cu instrumente care se folosesc și la magie, nu numai la macao și tabinet. Mm-hmm. Și vreau să-mi spui, așa, din prima, de ce, cum te-ai apucat tu de magie sau iluzionism? Poți să-ți spui oricum, adică, ca să clarific așa pentru toată lumea, că am văzut că foarte mulți oameni se încurcă câteodată în terminologia asta de dacă e magician, dacă e iluzionist. Pentru noi magicienii, într-adevăr, sunt niște definiții puțin diferite între cele două cuvinte, dar ca termen general pentru public, că e magician sau că iluzionist e basically the same thing at the end of the day. Știi? La noi, pentru noi, spre exemplu, între magicieni, magician e magicianul care face cam de toate, că faci cu cărți, că faci cu monezi, că faci cu porumbei, că-s cu cutii de alea mari, ca în Las Vegas sau așa, ești magician at the end of the day și ești iluzionist când faci doar chestii de alea mari, gen. Foarte, Grand Illusions, așa se numesc ele ca și categorie, gen în magie, Grand Illusions. Ca în filmul Now You See Me, nu? Cum? Exact. Fix. Atunci poți să spui că ești illusionist, cum ar veni, gen. Când reușești să... Cum fac, spre exemplu, mentaliștii, știi că gen mentaliștii, basically, adică, tot magicieni sunt, că până la urmă tot ce fac ei sunt tot niște numere de magie, dar între timp au și-au luat ei chestia asta în cap, că gen, bă, hai să ne diferențiem puțin, ne zicem mentaliști. Da, sunt mentaliști, dar am văzut acolo că ei au așa și o poveste și cred că foarte mulți scriu la poveste față de numărul de iluzionist. Probabil că numărul de iluzionist la bază nu e atât de complex, cât este starea în care te induce puțin și știu tot așa, tot din filmul respectiv. Așa. Știu când faci o magie sau o iluzie în general, trebuie să îl faci pe spectator să uite în altă parte puțin sau să scape puțin atenția față de ceea ce faci. E ceva de genul ăsta, într-adevăr, magia ține foarte mult de partea asta în care trebuie să studiezi foarte mult partea de psihologie și să înțelegi cum funcționează psihologia umană, fix în ideea de a putea controla în scopul tău. Într-adevăr, ca să fiu sincer, am foarte multe chestii numere de magie în care, literalmente, am un moment în care eu trebuie să distrag atenția spectatorului ca ochii lui să nu mai fie pe cărți, 2 secunde să ridice privirea spre mine. Și trebuie să distrag acel moment printr-un ceva, o anecdotă, o conversație, o chestie conversațională pe care eu trebuie să o introduc în momentul ăla, ca el să se ridică, să faci, da, că așa e, ai dreptate, știi? E, în secunda aia în care el a ridicat privirea să-mi confirme mie ce am zis, care este complet irelevant, ceva s-a întâmplat, am făcut, el n-a observat, continuăm și aia este gen. Ne-ai dezvăluit puțin acum din secretele unui magician. Și vreau să ne întoarcem la cum te-ai apucat de această meserie. A fost foarte din întâmplare, să fiu sincer, și a pornit și din niște chestii personale prin care treceam la momentul respectiv, în ideea că eu tocmai ce mă transferasem, deci toată treaba a început pe când eu eram în clasa 7. Și eu tocmai ce mă transferasem de un an, din clasa 6, mă transferasem la o nouă școală generală, deoarece la cealaltă a fost o întreagă poveste, foarte mult bullying, nu mă integrasem cum trebuie, se întorsese și niște profesori împotriva mea și decizia era că trebuia să mă mut la altă școală. Și acolo, la noua școală, mă înțelegeam foarte bine cu oamenii, mă înțelegeam foarte bine cu colegii și într-o zi mi-a venit mie chestia asta cu magia. Nu mai știu de ce. Nu mai știu cum, care a fost. Știu că am văzut ceva care era cu un magician, mi s-a părut gen, mamă, ce chestie tare. Și am vrut să învăț 2-3 numere de magie strict de dragul entertainmentului între prieteni, cu colegii de la școală.
Și a fost ceva de genul, bă, astăzi am învățat magie, m-am dus, am făcut-o. Bineînțeles că erau numai reacțiile alea, de reacții de alea. Mamă, Toni, cum a făcut? Ați văzut cum a făcut astea? Cu de-alea de fugeau la alte clase, îi chemau și pe alții, gen, bă, veniți să vedeți asta. Mai fă o dată, mai fă o dată. Imaginează-ți că după câteva luni, deja învățasem câteva numere de magie, aveam deja un repertoriu de vreo 10 numere de magie, ceva de genul ăsta pe care le făceam. Imaginează-ți că după câteva luni aveam momente în care la sfârșitul orelor, anumiți profesori tăiau cu 10 minute mai devreme ora ca să mă cheme în fața clasei să fac niște numere de magie. Deci mai era 10 minute până la pauză, terminau ultima chestie și nu știu ce, X integrală de bun. Ați înțeles cu toții? Perfect. Satoru, hai în față și arată mâna de aia de-a ta. Și era foarte mișto chestia asta. Adică, oricum pentru mine îți dai seama că în momentul ăla era ceva super wow. Și din pricina faptului că la școala generală anterioară, unde fusesem, era bullying super grav, în momentul în care, din nou, și profesorii aveau ceva cu mine. Și aici eram în toate părțile și imaginează-ți că și când ieșeam din școală, fix la ieșirea din școală, aveam, ca la orice școală, aveam niște bodyguards, știi? Da, da. Și chiar și bodyguards, când ieșeam din școală, mă opreau, spuneam, Toni, dar arăți și nouă una, da, e mișto de-a ta. Deja începeam să fiu cu talea cu băieți, nu știu, astăzi. Poate sunt puțin mâine, obosit, hai că trebuie să învăț. Sfârșit de ore, haideți să vă arăt mâine dimineață la ore, gen, știi, când intră și... Da, de e... Deci a pornit totul, e... Chiar că este o pasiune, mai ales când vine din timpul școlii și când vezi că toată lumea te împinge într-un fel, adică ai fost împins și de profesor să te duci în față și... Da, e, că vedeam foarte multă apreciere pe chestia asta, ceea ce pentru mine era ceva nou, să fiu sincer, din nou, de la ce trecusem, știi? Și cred că mai mult chestia asta cumva m-a motivat foarte tare, aprecierea de la oameni, că făceam o chestie și iarăși și iarăși. Și bineînțeles că era în mintea mea treaba că gen nu puteam să vin mereu cu aceeași chestie. Știi că am făcut trucul, a doua oară dacă făceam iarăși era replica de, a, îl știu pe ăsta, știi? Dar am văzut asta deja, gen. Dar și spuneai că bănuiesc că veneau la tine. Dar cum ai făcut? Da, la greu. La greu și bineînțeles fiind la, și la început, îți dai seama că la anumite numere de magie aveam anumite momente în care scăpa ceva și se vedea, știi? Și... Nu era cel mai plăcut, moment să fiu sincer, dar adevărul este că m-a stimulat de tare chestia asta în spatele minții, de eram gen, de la mine era ceva de genul, am făcut, s-au prins, că am văzut cum ai făcut, că nu știu ce, și eu eram like, da, lasă că mă duc acasă, învăț trei chestii noi, mâine vin și îți rup capul. Nu deci, n-o să mai știu ce e realitate mâine. Hai să vedem dacă pot să... Mă prind și eu de ceva, sunt sigur că nu o să mă prind. Sunt foarte sigur. Ești hai sigur? Să hai te să ajut eu cu masa. Ia, pic. O aducem așa puțin. Să o aducem puțin în mijloc ca să arătăm fără nicio preparație, cum o se să, spune. O să te iau și ușor. O să da, te iau și așa, ușor. Deci așa. La evenimente, că îți dai seama, mai fac show-uri de magie, mă mai angajează lumea, chestii nebunii. Și eu, în mod normal, deci vreau să te arăt fix o bucată din cum îmi fac eu treaba mea când vine vorba de show-ul meu de close-up. Așa. Close-up fiind că suntem aproape, suntem mână mea, nu e ceva de genul, tu ești în public, eu sunt pe scenă, gen, știi? Cum vedeam o paranteză pe YouTube, când se duceau magicienii pe stradă și hai să-ți arăt exact, chestii. Exact. Categoria asta se numește close-up magic. Close-up. Că suntem close-up aproape unul de altul. Uite, ca să confirm tu pentru cei de acasă, da. Avem un pachet de cărți. Da. Cărțile sunt amestecate, sunt diferite. Da. Vrei da. Să le amesteci înainte sau ceva? Da. Ca să nu crezi că sunt în vreo ordine anume? Încercăm. Te rog, te rog. Încerc să fiu cât mai corect față de el. Amestecăm aici, așa. Deci eu amestec tot. Așa? Bun. Când ești tu, mulțumesc. Da? Poftim aici. Perfect. Acum, o să, cum am sens? Nu, o să încerc să nu te iau prea tare din prima. Am să te rog să alegi tu orice carte dorești din pachet. Oricare vrei tu. O să iau pe aceasta. Foarte bine, arată și la cameră să vadă și cei de acasă. Hai să vedem la ce cameră să arăt. La 1? La 2? Așa. La 2. Aici. Unde se vede cel mai bine. Așa, avem aici. Perfect, s-a văzut? Așa, am întors și eu privirea ca să nu văd. Să nu vezi, da? Să fiu am fost atent. Corect. Așa, poți să pui cartea înapoi am în pachet. Și acum fii atent, cum ai zis, nu te-ai operatare din prima. Uh-huh. O să tăiem cărțile de câteva ori în felul acesta, după care mai facem câteva amestecături de câteva ori. Opa. Ok? Nimic complicat, ți-am zis, începem ușor. Așa. Acum, o să încerc să găsesc cartea pe care tu ai ales-o cu o simplă tăietură și cred că am reușit să tai fix la cartea ta în momentul ăsta. Te-ar impresiona treaba asta? Da, destul de tare. Ia să vedem. Dacă ne uităm la ce carte am tăiat, avem un 7 de inimă neagră. Cât de tare e treaba asta? Da, n-a fost asta. Ce? Da. Ai, Nu, era, nu, pe bune, nu era asta? Nu, nu. Nu e nicio problemă, cum ți-am zis. Nu vroiam să te iau prea tare din prima, dar se pare că o să fie puțin nevoie. Fii atent, o să luăm 7 de inimă neagră și o să-l punem pe masă în felul acesta. Dacă suflu o dată,
o să observi ceva foarte ciudat, și anume că șaptele s-a transformat într-un 10 de inimăroșe, dar nu o să mă opresc aici, deoarece mai departe o să iau 10-le de inimăroșe, o să-l pun înapoi pe masă și 10-le dispare cu totul de pe masă și ea mai e și transparent. Adică da, n-a căzut nicăieri, uitați aici, se vede prin masă, da, este... Mai încercăm o chestie interesantă? Da. Hai să mai încercăm o treabă și fii atent. Uite, de data asta o să-ți arăt ceva puțin mai diferit. Și că tot am vorbit de toată chestia asta cu începuturi de magie și cum am apucat și asta, uite, chiar vreau să-ți arăt unul din primele mele numere de magie pe care le-am învățat. Și arată ceva de genul ăsta. Uite, o să iau două cărți de joc pe care le voi pune pe masă. Ce cărți sunt complet irelevante în momentul de față, dar în schimb ce am să te rog este pe tine să alegi orice carte de joc dorești. Orice carte? Orice carte vrei tu. Ok, o să iau cartea așa, pe asta de aici. Pe asta. Să nu stric tot. Nu, stai liniștit. Bun. Uite-te la carte, te rog, ține minte ce carte este. Este să și arăt, așa, uite. Bueno. Da? Am ales-o. Ești mulțumit, nu? Da. Perfect. Dacă vrei, poți să schimbi cartea, nu-i problemă. Nu o schimb, că e atât de frumoasă. Bun, hai să punem cartea în pachet. Tot așa o să încercăm să pierdem și pe aceasta câteva tăieturi. Și acum este momentul în care o să intre în joc cele două cărți pe care noi le-am pus deoparte mai devreme. Tu ai apucat să vezi ce cărți erau? Nu. N-ai văzut, nu? Niciun. Hai să-ți arăt și ție și celor de acasă. Este o regină de inimă neagră și sora ei, regina de rom. Dar ideea este că eu o să mă folosesc de aceste două regine ca să găsesc cartea ta și arată ceva de genul ăsta. O să iau cartea ta din pachet. Ai luat-o, am văzut-o. Și doar dacă o fac în felul ăsta, pot să o arunc și să o prind între cele două regine. Am văzut. Poți să-mi spui ce carte ai ales din aur? Asul de treflă. Păi asta înseamnă că între cele două regine... Este asul de treflă. Trebuie să fie fix asul tău de treflă. Este. Și uite, tot așa să-ți mai arăt o ultima chestie foarte rapidă. Mai avem timp? Da. Tot așa, uite, mai alege o carte foarte rapidă și foarte important de data asta, o să am nevoie să alegi această carte, dar să o vezi doar tu. Doar eu? Doar tu vreau să o vezi. Deci, vă rog, dați-vă mai în spate. Așa. Și o țin. Ține cartea la tine puțin. Și acum, dacă poți să vii puțin mai aproape, poate să ne ajute și el puțin? Da. Să aleagă și o carte? Da. Perfect. Implicăm și băiatul de la cameră foarte frumos. Uite, alege și tu mare o cameră. El va fi în rolul spectatorilor care ne urmăresc de acasă în momentul ăsta. Perfect. Bun, poți să te uiți aia, poți să le arăți și celor care se uită. Nu te uita, tu n-ai voie să te uiți. Nu. Așa. Perfect, gata? Hai, vino mai aproape, uite, o să luăm cartea ta prima ca să te scap. Bun, o să luăm cartea și o să o pierdem foarte rapid prin pachet în felul ăsta. Și acum o să luăm și cartea ta, brodere. Hai să aici. O pierdem și pe a ta foarte la... Ai văzut ce carte era, da? Da. Bun. Da. Să nu uiți, te rog. Și acum, pentru a găsi cărțile, o să facem în felul următor. Doar câteva amestecături dacă am făcut în felul ăsta, o să observați că doar odată dacă am pomenit din degete, una dintre cărți în momentul ăsta trece prin toate celelalte cărți și ajunge prima în pachet. Recunoaște vreo întrebări? E a ta, nu? Și asta le dorim, e a tău. Bun, perfect. Dar acum o să am nevoie să găsesc și cartea ta și pentru asta o să ne folosim de cartea lui. Și fii atent ce o să facem. Vreau să ții mâna în felul ăsta, te rog, și o să luăm șasele lui de rom și o să-l punem la tine în palmă. Poți să pui și altă palmă peste, te rog? Perfect. Mai știi ce carte ai lăsat din aur, nu? Da. Bun, vreau să te gândești în momentul ăsta fix la acea carte. Vreau să te gândești la toate, la tot ce este pe fața cărții. Fiecare simbol, la ce număr este. Dacă ești o carte cu design, vreau să gândești toate aceste detalii. Da, le gândesc foarte, foarte adânc. Bun, eu ți-am pus deja cartea în mână, este între palmele tale. Da. Ce carte ai ales? O notă pe care nu le doresc elevilor de acasă. 4. Nu mai des 3. 4 de inimă neagră. 4 de inimă neagră. Dacă ai făcut asta cum trebuie. Da. Ia să vedem. Ha. Și S-a schimbat chiar în 4 de inimă. Chiar m-am uimit un pic mai mult. Da, sunt niște trucuri la care trebuie să ai o, nu știu cum să spun, o îndemânare, o dexteritate foarte bună, cred. Și acum putem să luăm patrule tău de inimă neagră, facem așa un evantai și dispare. Și a dispărut, da. Sunt trucuri pe care le-ai învățat în cât timp?
Cam cât, ai spus că unul dintre ele a fost primul truc pe care l-ai făcut. Da. Acela și... cu cele două regine. Uh-huh. Acesta, dacă mi-aduc bine aminte, prima dată când am învățat, cred că mi-a luat câteva zile, ceva de genul ăsta. Nu era unul foarte complicat, dar îmi plăcea foarte mult că era chestia asta, de puteam să iau două cărți, mă duceam... De poveste, și... da. Aici cu povestea, mă cresc că niciodată nu prea m-am dat așa după treaba de povești. Eu mereu eram foarte mult pe partea tehnică de... Adică nu aveam cea mai impresionantă poveste, dar impresionant din punct de vedere tehnic. Da, de genul... da. Și bă, fii, îți arăt o magie. Am făcut asta, pac. Cum ne-a luat? Mind blown. Da, este reacția oamenilor, probabil, care, cărora le face aceste trucuri. Probabil că și cu asta te hrănești. Odată ce cineva este... Eu poate n-am fost atât... Nu vreau să par așa, gen, dar adevărul că reacția contează enorm de mult. Ca la actorie, adevărul tău stă în parteneri și în spectatori. Mm-hmm. Și atunci lucrurile tale de fiecare dată te perfecționezi pentru a mulțumi pe ceilalți. Da, clar. Și am văzut că ai și show-uri multe. În perioada asta lucrez puțin pe alte proiecte, dar da. Am văzut din imagine. Greu și tot. Chiar imaginile asta care era acum înainte cu Porumbelul e dintr-un turneu pe care l-am avut prin țară în toamnă. În toamnă. Cum... acum n-ai venit cu un porumbel la tine și nu te pun să-l scoți pentru că știu clar că îl are pe undeva. Da. Plus că încerc să cam renunț la porumbel, să fiu sincer. Să nu mai... așa, dar cum față de numerele cu cărți și cele cu animale sau alte propsuri, cum, care îți plac mai mult și care e diferența? Diferențele sunt foarte mari. În ideea că, în primul și în primul rând, că lucrez cu animale vii, se complică foarte mult lucrurile, că lucrez cu animale vii și, at the end of the day, oricât de mult dresezi animalul respectiv, oricât de mult ai lucrat cu el, până la urmă este un animal și dacă este în timpul show-ului, el poate să facă ce vrea, oricât vrea. Am avut momente în care oricât de mult mi-am dresat porumbeii, cu care eu lucrez de fel și astea, tot am avut momente în care, după ce l-am făcut să apară în timpul show-ului, l-am dat unul să ridică și a zis, băi, și ce, ia-l chem să zbor acum. Și se ducea la mama naibii în sală, gen, și zbura și... Era nașpa puțin, că strică puțin momentul, gen, știi, că na, eu, în special pe momentele de porumbei, am un anumit timing în care trebuie să mă încadrez, am o anumită melodie pe care am anumite accente muzicale în care... trebuie să fac anumite lucruri și dacă se întâmplă ceva de genul, mi-a zbărat un porumbel în public și eu trebuie să stau, să mă duc, să recuperează, îl ia-l înapoi, vină înapoi pe scenă, e foarte nașpa pentru mine, gen, știi, că îmi taie fix toate accentele alea și după îmi decalează. Îți decalează și probabil că și încrederea scade puțin, dar o câștigi după aceea, probabil, pe moment. Pentru oameni, at the end of the day, tot momentul în sine tot este super wow, că intru cu mâinile goale și de undeva mi-apar porumbei vii în mână, gen, știi? Deci ei tot or să fie super impresionați, gen, știi? Dar nu e chestia aia că, bă, ar putea fi mai impresionați dacă aș putea să nimeresc totul, să toate alea, gen, știi? Dar e, câteodată, oricât te-aș interesa, se mă întrezește unul să facă pe nebunul și zice, bă, Tony, știi ce? Hai să zbor puțin acum, gen, știi? Am eu chef așa, știi? Deci, n-ai ce să-i faci. Deci, când vine vorba de animale, intră și partea de dresaj? Partea de dresaj, de îngrijire, de tot, că, na, urmă, trebuie să ai grijă de ei, să-i hrănești. Și de asta e grija față de animale. La veterinar. Și cu ce animale ai lucrat până afară de porumbei? Iepuri, porumbei și papagali. Și în momentul de față mă lucrez doar cu porumbei. Cu porumbei. Ei au rămas animalele de nădejde. Exact. Cu restul a fost ceva de genul, bă, vreau să fac și eu numere de magie cu porumbei. Gen. Și am văzut, fac alții, mi se par mișto, vreau să fac și eu. Am făcut 2, 3, 4, 5, am văzut despre ce vorba. Nu mi-a plăcut așa tare, eu zic, ok, trecem mai departe. Le lăsăm deoparte și poate... Dar porumbii întotdeauna mi-au plăcut maxim. Gen. Dar astăzi ai venit la noi cu 3 pachete de cărți și așa vii de fiecare dată? Adică mereu ai pregătite mai multe pachete de cărți la tine? Depinde foarte mult de circunstanță. Cam în formatul acesta de fel aș merge din nou dacă aș avea un show în care e pe close-up, în care sunt interactiv printre oameni, printre chestii de genul ăsta. Dacă, spre exemplu, am un show unde trebuie să fiu on stage, acolo e puțin mai complicat. E cu costume, cu nebunii, cu recuzită, cu porumbei, cu tot felul de chestii. Mai e vreuna formă de show? Nu, și cam atât, da. Deci cam asta este. Depinde foarte mult de circunstanța în care mă prezint. Pentru ceva un stage, într-adevăr, este mai complex. Show-ul acolo e mai multă recuzită implicată. Pentru ceva așa mai restrâns, pare mai minimalistă recuzita respectivă, dar
Adevărul este că sunt eu blindat pe interior cu foarte multe chestii, gen, știi? Pare că la demână știi, yes, doar un așa. Pachet de cărți de joc, dar de fapt, dacă îmi scutur puțin mâneca, cad vreo trei unelte de acolo, știi? Ca în desene animate, știi, de te întoarce cu sosul în jos, te scutură și cade 11 milioane de chestii din tine. Zic, bă, dar de unde tot vin toate treburile astea, știi? Hey, hai să mai vedem aici ceva cu mai multe pachete. Să mai facem ceva mai fiat. Hai să-ți mai arăt o chestie complex, foarte interesantă. Fiat, știi ce este o predicție? Să fii prevăzător, adică să ai capacitatea să vezi ceva ce se va întâmpla în viitor. Exact, fii atent. Da. Dacă ți-aș zice că eu, mi-ar fi cam greu să spun că am această capacitate, pentru că probabil aș suna ca un nebun în momentul ăsta pentru cei care ne urmăresc, dar dacă ți-aș zice, în schimb, că poți să imiti ideea că aș avea această capacitate, într-atât de perfect, întrucât chiar cred că aș putea să te conving că eu pot să văd în viitor. Hai să vedem. Ar fi interesantă treaba. Foarte interesant. Uite, ca să facem, să poți să-ți demonstrezi ce mai bine, fiat, o să ai un pachet de cărți. Da. Mă scuzați că mă întorc foarte puțin, o să cu, spatele. Puțin cu spatele. O să pregătesc o predicție în momentul ăsta. Ok, pregătește fără nicio preparație, am spus și la început. Așa. Acum pregătește Antonio. Bun, așa, a perfect. A făcut o predicție acolo. Fiat, întinde puțin mâna. Dreapta. Așa. Oricare vrei tu. Ce am făcut eu în momentul ăsta este foarte simplu. Am luat pachetul de cărți și da. Am luat una dintre cărți și am întors-o invers față de toate celelalte. Da. Tu știi câte cărți conține un pachet? 52 cu Joker, 54, nu? 52 fără Joker, 54 cu Joker. Da, da, păi așa. Da. Dintre toate cele 52 de cărți, că eu nu folosesc Joker, dintre toate cele 52 de cărți, vreau, te rog, să te gândești la o carte de joc. Ce carte dorești tu? Nu ți impun și să nu uit. Asta foarte e foarte importantă, da? Dacă ai ști de câte ori pățesc la evenimente... Păi se întâmplă. N-ai idee. Probabil că evenimentele ai și seara, când nu mai e puțin obosită, am înțeles. Și asta, da, special da. Anunț. Da, da. Bun, aleg acum o carte, mă gândesc așa puțin, o carte care mi-a... Deci n-ai nicio restricție de număr sau de un anumit simbol. Gata, am ales. 52 am de ales. Posibilități. Da, ce carte gata. Astea? Valet de romb. Deci juvetele de da, romb. Da, romb. O să te întreb asta o singură dată. Da. Și este decizia ta întru totul. O să am zis vrei mai tare să... că poate mi-aude cineva să în caz că uit. Foarte bine. Vrei să schimbi cartea sau rămâne juvetele de rând? Rămâne, tot timpul merg pe ce am ales, merg pe... Sigur, 100%. 100%, nu schimb nimic. Nicio problemă. Fii atent, o să încerc să mă mișc mai ușor ca să nu crezi că fac eu vreo mânărie rapidă sau ceva, da? Da, sunt foarte atent. Uite, o să iau cutia de cărți. Așa. O să scoatem cărțile din cutie, da. Uite, foarte rapid să le arătăm celor de acasă. Cutia este goală, are ceva înăuntru? Nu, n-are nimic. N-are. Stai să... Te rog. Așa. Da, e goală. O cutie cât se poate de normal. Okay. Gata, nimic. Și acum, fii atent ce o să facem. O să mergem printre cărți, carte cu carte. Toate cărțile sunt normale, toate sunt pe aceeași față, în afară de o singură carte, care ți-am zis că am întors-o mai devreme, dar în rest toate celelalte cărți sunt la fel. Da. Dar această, o singură carte, întoarsă diferit. Da, da. Nu știu dacă o să-ți vină să crezi, dar este un valet de romb. Da, aici chiar... Fix cartea pe care tu ai ales-o. Nu mă așteptam, sincer, nu mă așteptam. Mă așteptam să mai spui câteva chestii ca să mă ții de vorbă. Nu, ca să... că e o chestie foarte simplă asta. E literalmente am întors o carte și... I-am băgat la cap ce mi-ai spus tu mai devreme, că la începutul emisiunii, că un skill al magicienilor iluzioniști să țină de vorbă, dar am fost foarte atent. Și nu știu cum... Aia e toată frumusețea. Dacă ai ști de câte ori oamenii îmi zic că, bă, am fost atât de atent și tot și... Da. Pe mine, cumva, în gândul meu, mă amuză puțin chestia asta. Știu că n-ai, știi foarte bine că n-am fost. Aia, știi că, de fapt, tu crezi că ai fost, dar de fapt, n-ai că n-ai fost deloc, literalmente, dar am putea să mergem înapoi pe filmare și să-ți puntezi, să zic, aici e momentul în care tu crezi că ai fost atent, dar de fapt știi ce s-a întâmplat, fii atent și nu știu. Și după care reacția o să fie, stai să, nu pot să cred că... Da, da. Păi, cred că aia este reacția care, pe care o urmărești la final și aia ar trebui să fie, să persoana să râdă, în primul rând. În primul rând să râdă. Că probabil că nu primești niciodată. Bă, de ce mi-ai făcut? Nu, am. Crede-mă că am. La anumite show-uri, la show-urile de adulți, spre exemplu, când mai fac în loc din mesul locații sau astea, se mai nimerește câte cineva sau la eveniment să vină să-mi zică că... M-am prins. Nu neapărat că m-am prins. Că vii tu cu de-astea, că sunt ei de proști sau că nu știu ce să... Și mi se pare foarte absurdă chestia asta, că mi se pare incredibil că cineva ar putea vreodată să creadă că eu vin să fac chestiile astea ca să-l fac pe el să se simtă prost sau să arăt eu că mamă ce prost e ăsta că nu se prinde. Da, nu. Este... Frate, e
ideea e să ne simțim bine, ți-a plăcut, te-ai distrat, a fost o experiență perfectă. E asta, trebuie să înțelegi ca spectator prima dată că ești un spectator și trebuie să te bucuri de ce găsești acolo. Ce ai mai făcut acolo? Nimic, a dispărut clacheta dintr-o mână într-alta. Făceam ceva și pentru cei de acasă care ne urmăresc acum. Bun, asta vreau să spun, că ai venit cu mai multe cărți și dacă ai ceva așa... Asta m-a scos, adică cel mai mult mi-a plăcut asta, între toate cele pe care le-ai făcut. Bă, ne-a fost uimit și am zis să fiu foarte atent pentru că ai zis tu, o să fac ceva acum ca să-ți o ia mintea razna și chiar mi-a luat. Uite, vrei să mai arăt o chestie interesantă? Da, da, da. Fii atent. Hai să-ți mai arăt o treabă foarte faină care îmi place mai bunie. De fapt, aș încerca două chestii pe care ar fi ceva interesant pe care aș vrea să-l încerc. Cât timp mai am la dispoziție? Cam 2 minute jumate, 3 maxim. Perfect. Așa. Perfect. Mane, o să-ți fac ceva acum de... Cred că n-o să mai dorm la noapte. Aolo, aolo. Nu e bine pentru că îmi doresc foarte tare să dorm la noapte. Somnul dulce se va duce. Somnul dulce se va duce. Bun. Cum te-am obișnuit și până acum, ca în orice număr de magie o cărți de joc, o să am nevoie să alegi o carte de joc foarte rapid. Zi tu stop când dorești. Stop. Perfect. Iată o frumos carte și ca și mai devreme vreau să le arăt și celor de acasă. Da. Nu ești mulțumit? Așa. Mai nimeni și cărți de-astea acum. O să luăm cartea pe care ai ales-o și fii atent. O să o punem undeva la jumătate în felul acesta. O să facem un mic așa, facem câteva o amestecătură de genul ăsta. Și acum, nu o să-ți vină să crezi, dar ca și mai devreme, cu o simplă pocnitură de degete, cartea ta va ajunge prima în pachet și este Juvetele de Roșu de această dată. Da, da, da. Și după expresia ta, asta nu era cartea, nu? Da, da. Și știi de ce? Pentru că, de fapt, în momentul ăsta, cartea ta s-a întors cu fața în sus în pachet undeva la jumătate și arată ceva de genul ăsta. Ia fi atent. Și este... Așa? Unde este? Bă, cine, mă? Stai, nu, pe bune, stai. Acum, gen, întreb la modul cât mai serios posibil. Chiar nu era Juvetele de Rom? Nu, nu. Nu e Rom, e... Pardon, de roșu? Nu. Ok, o să încerc altceva în cazul ăsta. Poți să pui tu așa un deget pe masă, dar încă nu, fii atent. Încă nu. O să punem cartea și pune acum un deget pe masă deasupra cărții și o să fac doar un pic în gest în felul ăsta și acum o să-i degetul. Cartea s-a schimbat într-un as de da, roșu. Da, chiar. Știi ce? Nu o să ne oprim aici. Ia, stai să luăm un cadru puțin mai larg ca să vadă și cei de acasă. Fii atent. O să luăm asul tău de inimă roșie pe care tu am făcut să apară acum. O să-l punem înapoi în pachet. By the way, mânecile mele sunt suflecate. Da. Poți să sufli puțin, te rog? Și dacă ai făcut bine treaba asta, la mine în mână acum ar trebui să mai rămână doar 4 cărți. Și să fie ceilalți. Vai, da, aș. Este mind blown. Deci întregul pachet de cărți a dispărut și a rămas toți ceilalți 4 ași. Și acum, nu o să mă opresc nici acum, pentru că acum o să iau cei 4 ași. Ok? Dacă vrei să-i verifici rapid? Nu, e ok. O să-i amestec foarte repede în felul ăsta și acum o să luăm un prim as care este, ia să vedem, avem un as de inimă neagră. Da. Ce perfect s-a nimerit. Și o să punem asul de inimă neagră chiar aici. Pui tu un deget peste, da, perfect. Și acum o să luăm celălalt as de negru și anume asul de trefla, numai că fii atent ce vom face. Asul de treflă îl vom pune sub cel de inimă neagră, dar dacă eu acum pognesc din degete și cel de treflă este deasupra și cel de inimă neagră este dedesubt, te-ar impresiona treaba asta? Da. Mai impresionant ar fi să fac un gest în felul ăsta. Să fie acolo. Și de fapt cei de negru să fie la mână și sub degetul tău să fie, ia să vedem, roșu. De roșu. Da, este un as chiar mai făcut să mintea, cum ai spus, să-mi ia razna. Îți mulțumesc foarte mult. Foarte mult că ai acceptat și că ai venit și ne-ai arătat puțin din maestria ta. Ei bine, eu vă las tot cu un maestru, dar de data aceasta un maestru al comediei, român remarcabil. Astăzi vorbim despre Puiu Călinescu. Concluzia la care am ajuns e următoare. Ești băgat în seamă și apreciat ca actor după ce mori. Amin. Puiu Călinescu, actorul de comedie cu un talent inestimabil, talent care nu se măsoară în diplome, ci în inspirație pură, aș spune chiar divină. Aveți vreo diplomă, vreo autorizație care vă dă dreptul să profesați? Nu decât talentul. Și asta îmi dă dreptul să exist.
Alexandru Călinescu, pe numele său real, a jucat în peste 30 de filme, în 10 de spectacole de revistă și în 10 de scenete memorabile pentru televiziune. S-a născut la 21 iunie 1920 în București, în cartierul Grivița, părinții săi fiind actorul Jean Tomescu și Fotina Călinescu, muncitoare la o fabrică de țigarete. La vârsta de 5 ani, după moartea mamei, care avea doar 23 de ani, și cu un tată care nu-l va recunoaște drept fiul al său, a fost crescut de bunica din partea mamei, apoi de alți unchi și mătuși. Are parte de o copilărie umilitoare, fără jucării, fără plăcerile nevinovate ale acestor ani. În schimb, va suporta cu stoicism bătăile celor care îl creșteau, iar dacă nu era disciplinat, nu primea de mâncare. În timpul adolescenței se vede nevoit să se angajeze și să-și facă un rost în viață, întrucât unul dintre unchii săi, în casa căruia locuia, i-a impus asta, spunându-i că altfel nu îi va mai da de mâncare. Își începe cariera jucând în revistele de cinematograf ce prefațau cândva proiecția unui film în sălile de cinema. Am avut colegi de talia lui Cary Gable, Mirna Loy, Stan Shibran, Robert Taylor, Johnny Weissmuller. Bineînțeles, ei jucau în film, termina filmul, după care trăgeam cortina și apăream eu în reprezentație, la cinematografie de cartier. Scuzați, sunt departe ceilalți. Aproximativ. Puteți intra să vedeți la televizor sosirea. Da, vă mulțumesc. Un profesor de canto, pe nume Mihai Vulpescu, îl va remarca și îi va facilita intrarea la Ateneul Popular, unde Puiu făcea teatru, cânta, scria texte. Mai e un pahar, mai e o friptură, mai e un șah. În anul 1948 va intra în echipa Teatrului Constantin Tănase, Teatrul Savoi la acea vreme, care l-a consacrat și căruia artistul i-a rămas credincios până la sfârșitul vieții. Puiu Călinescu a fost un actor unic, fără pereche. Dacă întâmplarea sau destinul sau cine știe cine l-ar fi dus la Hollywood la momentul oportun, multe dintre vedetele comice americane ar fi rămas poate în umbra lui. Păi tu știi că semeni cu un actor american, mă? Ce vorbești? Da. Și care era? Pluto. Avea o mobilitate a feței și a trupului de neînchipuit. Avea geniu comic, scria Aurel Storin în cartea Teatrul de revistă Constantin Tănase, 1919-2000. Dar de ce tremuri, nenică? Am fost încerca cu piftie. Pentru mine râsul este o condiție a vieții. Cred că biata mamă s-a gândit ca eu să fiu de râsul lumii. Există și oameni mai acri, mai închiși, mai mofluzi, iar eu îmi fac o datorie să-i fac să râdă. Eu cred că am să râd și pe lumea cealaltă, acolo în cosmos, spunea într-un interviu marele actor. Se stinge din viață în 16 mai 1997, pe un pat de spital la Floreasca, spunându-le, zice legenda, bancuri asistentelor medicale care îl îngrijau până în ultima clipă. Da, de-aia am venit la dumneavoastră, știți, poate eu știu, eu știu, un tratament ceva, eu știu, un tratament, un concediu mai lung, că nu mai pot de durere. Teatru înseamnă magie, teatru înseamnă bucurie și teatru înseamnă totodată și învățare. Iar alături de noi, în platou astăzi, se află Liana Stănuș și Virgil Prodom, care ne va arăta cum reușește teatru să intre așa în educația adolescenților, în educația copiilor și a tuturor, prin a învăța limbi străine, prin tehnici teatrale, să-i spunem așa. Bună ziua! Bună dimineața! Pe unde e ideea asta? Cu unde e alipirea asta între teatru, tehnici teatrale și educație, învățare de limbi străine? Cum reușiți? Cred că amândoi avem așa un background multidisciplinar și deși suntem și profesori,
sau suntem în primul rând profesori, combinăm asta cu multe alte discipline și așa a fost dintotdeauna. Vorbesc despre mine, dar cred că pot spune asta și despre, și despre Virgil și cumva pentru amândoi a venit natural prin prisma experiențelor personale și a educației pe care, pe care am avut-o. Tu ești profesor de engleză la bază. Da. Da. Și Virgil, profesor de franceză. Franceză, deci în bine fac o glumă, că se spune că nu vorbești bine nici franceză, nici engleză, spui că vorbești frangleză. Deci e cam... C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Și asta era... Voi ați ales... Cum v-ați cunoscut și cum ați ajuns să luați așa din toate părțile? Înțeleg că ați fost la cursuri, ați fost la școală și ați văzut de acolo că poate programa nu este chiar perfectă și poate că ar trebui un imbold adus adolescenților pentru a învăța. Și teatrul este, iată, că a fost cartea câștigătoare, ca să facă legătură cu ce s-a întâmplat. Da. Deci, eu niște ani înainte eram director de librărie franceză Chiralina, la București, și noi ne cunoștim acolo când Liana a făcut niște atelier pentru copii. Și deja noi am cunoscut foarte bine, a înțeles că noi avem același idee că învățament nu e numai qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui, dar trebuie să fie altceva. Asta e important, pentru că ai vorbit despre teatru în fiecare zi, adică eu am învățat limba română cât teatru, adică în fiecare zi, când sunt pe stradă, vorbesc cu oamenii sau ceva, jocăm un fel de rol, pentru că trebuie să învățăm cum putem să comunicăm cu alți oameni. Și la curs e exact la fel, adică comunicăm cu acest tehnic. Adică, da. Cu ajutorul tehnicilor și vorbim, noi am tot vorbit și în emisiune când am avut invitații și actori și regizori, că, da, actoria te ajută să scapi de unele inhibiții. Și să scapi, practic, să înveți, cum spunem noi între ghilimele, să te faci de râs. Nu este chiar să te faci de râs, dar să scapi de tracul acesta. Și probabil că asta se întâmplă, ai văzut și la cursuri. Copiii sunt, când sunt scoși în față, când sunt scoși în față, au emoții. Probabil că asta ajută și foarte mult faptul că voi îi scoateți în față, dar totodată îi ajuta să și învețe o limbă și la finalul zilei toată lumea e mulțumită. Poate dacă părinții spună, nu te duce să faci teatru, dar ei se întorc acasă știind o limbă străină și ceea ce este minunat. Tu spuneai că faci cursuri, Liana, și mi-ai povestit tu la început de cursul de mindfulness. Da, cum spunea și Virgil, avem viziunea asta comună pe care o împărtășim în educația non-formală și în faptul că, așa cum ai spus și tu, de fapt, ne concentrăm pe anumite materii și e important să nu neglijăm materiile importante și să avem acea bază academică solidă, dar în același timp să ne explorăm și latura ludică și să nu neglijăm activitățile care poate sunt catalogate, așa, din păcate, un pic ca nu neapărat o pierdere de vreme, dar doar un hobby, ceva extra, dacă mai avem timp. Dacă îți faci temele, poți să faci și asta. Da, exact. Și ele, de fapt, sunt foarte complementare cu tot ceea ce învățăm la școală, pe de-o parte. Sunt studii, pe când făceam masterul în pedagogie teatrală, de exemplu, am aflat că sunt studii care demonstrează că acei copii care învață un instrument muzical sau fac teatru ca elevi, au rezultate mai bune la matematică și la limbile străine, pentru că totul ține de mai multă dezinvoltură, de a căpăta încredere în sine, de a te cunoaște pe tine mai bine, de a te raporta poate un pic out of the box la anumite provocări pe care le ai sau la relațiile pe care le construiești cu ceilalți copii de vârsta ta. Adică fiecare vârstă vine cu anumite provocări. Din postura de adult uneori e ușor să le minimizăm poate și să considerăm că nu e așa o tragedie, că te-ai certat cu colegul de bancă sau că ai un test. Și dacă ai un test, ce e atâta? Hai să vezi cum o să fie când te duci la serviciu și te ceartă șeful. Dar e normal ca fiecare etapă vârstă are să aibă provocările ei. Și atunci
atât mindfulness-ul, cât și atelierele de teatru și tot ce înseamnă ateliere de creativitate, vin cumva pe nevoile astea de a fi auzit, de a fi ascultat, de a învăța uneori să îți oferi tu ție însuți ceea ce poate aștepți în mod, să zic așa, reflex de la altcineva. Și aici mă refer la faptul că în atelierul de mindfulness le spuneam copiilor, atunci când vă simțiți neliniștiți sau supărați, de obicei părintele e acolo, nu? Ca să vă aline. Dar și voi aveți capacitatea de a vă oferi vouă înși vă un fel de rassurement, nu? Un fel de încredere pe care vi-o dați vouă pentru a vă liniști și pentru a vă crea o stare de bine prin propriile resurse. Și una dintre acele resurse e chiar creativitatea, care se manifestă sub foarte multe forme, de la un joc teatral, la a crea un desen, pentru că noi și desenăm în cadrul atelierului de mindfulness, la a ne folosi corpul, la a ne mișca, a ne, cum ai spus tu, face de râs, dar nu chiar. Da, da, da. Este pentru că și în actorie, știu că la multe cursuri se începe cu comedia de l'arte. Da. Și asta e cel mai ușor lucru, să-ți dai voie să faci mult. La primul curs, în fiecare dată, copiii sau cursanți sau elevii sau studenți, pentru că facem pentru tot, sunt curios. Și primul ce zic este, când faceți teatrul, nu trebuie să vorbiți la început. Și oamenii crede că e vorbire, ce o să vorbim. Comunicare, în primul rând, este ce auzim, cu cine o să vorbim, energie care o să avem. Și exact, e chiar la fel că pentru mindfulness. Tot în viața noastră trebuie să concentrăm, să știm ce energie o să avem. De când în când trebuie să fim mai și de când în când mai încet. Și asta la teatru învățăm la început și da, e minunat. Și de exemplu, un alt lucru este, fac așa la copii, zic, faceți asta. Și ei sunt, păi de ce? Și asta e spațiu vital. Cine ajunge mai aproape, deja e ceva care e un pericol sau ceva. Și oamenii trebuie să învețe ce este locație, cum ei sunt, cum e vorbesc. Cum se raporteze ei asupra spațiului. Exact. Cum se găsesc ei în spațiu. Vorbim cu tine, cum ai prins tu pasiunea asta pentru teatru? Și cum ai început și cum ai ajuns aici? Am vorbit cu tine, întâlnit cu Liana. Și cum ați, să spun așa, copt voi un atelier foarte, foarte interesant. Și cum ai ajuns să faci asta și care a fost parcursul tău? Deci, când aveam 20 de ani în Franța, am cunoscut niște prieteni și ei a făcut teatru de improvizație. Eu nu știam nimic despre asta și prima dată când am văzut, a fost wow! Eram impresionat, adică cum putem să ajungem pe o scenă, știm nimic, pentru că improvizație o să ajungem la un moment dat și nu avem niciun script sau ceva și că reușim să facem asta. A fost iubire prima vedere, adică cred că spunem asta în limba română. Și după am continuat, am făcut teatru și la Praga, am avut acolo și după la Timișoara, am stat 3 ani la Timișoara, unde eram director de festival de teatru de improvizație francofon acolo și a fost minunat. Am lucrat cu studenți acolo, care unul e deputat la Parlament din România și unul e la Comisia Europeană. Și cu ei am făcut teatru în franceză și a ajutat foarte mult, pentru că de când trebuie să faceți un discurs sau ceva, pentru mine m-a ajutat foarte mult. Am lucrat și cu ambasada Franței niște ani, adică și ministrul de afaceri externe, m-a ajutat foarte mult să vorbesc în public. Da, da, te ajută să-ți formezi un discurs și momentan pentru noi aici, până pentru România, când ești la cursuri, la ore, ai o mică teamă să ieși în față, dar mă rog, ai autoritatea în față. Și zici, ok, ies aici, stau cu capul în pământ, spun turul, lecția, profesorul nu are ce să-mi spună pentru că am spus totul perfect, dar tu nu te-ai dezvoltat neapărat ai dezvoltat un skill de a învăța, dar nu pe cel de a te descurca în public, de a vorbi în public. Și lucrurile astea apar foarte mult după terminarea cursurilor, când ajungi, cum ai spus și tu, să ai fost la Parlamentul European sau la Comisia Europeană. Acolo, da, trebuie să
pledezi pentru o idee și asta exact. te ajută foarte mult teatrul. Acum, pe final, mai avem puțin, dar pe final aș vrea să îmi spuneți cum primesc copii cursurile voastre și cum... Cred că pentru copii e o ocazie să conecteze lucruri care aparent nu au neapărat legătură una cu cealaltă ca experiențe. Și mă leg de ceea ce ai spus mai devreme cu public speaking. Uh-huh. De exemplu, le-am povestit la un moment dat, știți că public speaking și ideea de a performa e legată inclusiv de a susține un examen oral pe care va trebui să-l faceți curând, fie la BAC, fie la certificările pentru vorbirea unei limbi străine, adică vă întâlniți cu genul ăsta de situații. Și imediat după, dacă vor să facă un internship. Exact. Sau aplică la universitate, acum din ce în ce mai multe au și partea aceasta de interviu. Și cumva au realizat, deci pe mine mă ajută un atelier de teatru, chiar dacă nu vreau neapărat să fiu actor sau artist. Sau în același timp remarcă, păi dacă reușesc să învăț, să-mi controlez mai bine emoțiile, pentru că trebuie cumva să fiu conștient și de mine și de spațiu, cum spunea și Virgil, de tot ceea ce mă înconjoară, de cum se raportează toate lucrurile astea unele la altele, păi asta îmi dă un awareness, îmi dă o capacitate de a gestiona mai mult stimuli în același timp, de a fi mult mai concentrat, deci cumva mă echipează și să fac față mai bine stresului. Fie că e vorba de stresul de a fi în fața unui public, dar până la urmă sunt și alte momente în cariera academică când dau de greu și sunt stresați și bombardați din toate direcțiile de dimenduri diferite, li se cere foarte mult și cumva tot, nu vorbim despre performanță școlară, totul e așa un performance în lumea în care trăim astăzi, în care trebuie să gestionezi foarte multe sarcini în același timp. Și deja de mic, cumva, mai ales că nu mai e și tehnologia foarte prezentă în viața lor. Și atunci, cumva, au nevoie, cred, să capete o anumită maturitate și capacitate de a discerne și de a jongla și de a filtra informația, poate mai repede decât generațiile anterioare. Da, destul de repede și atenția lor este, își pierd foarte repede interesul. Attention span-ul scade de la jumătate, înainte spuneam de la an la an, dar de la jumătate de an. Și ei trebuie să fie captați foarte repede și probabil că asta faceți voi prin, dacă mi-ai spus că prin mișcare. Da. Pentru că toți, toată lumea când aude de teatru, acum poți să înveți acel text. Și eu tot timpul le spun, este vorba despre text. Este vorba despre a înțelege un text și când ajungi să-l înțelegi... Și pentru o limbă străină e foarte important, adică pentru că am văzut copii sau adolescenți sau studenți care în început spuneau nu vorbesc limba franceză sau nu vorbesc limba engleză bine și pentru că ei erau într-o situație că în viața, adică ei ajunge la Paris, trebuie să cumpăr ceva... Și se face joc de rol, era altceva. Adică pentru ei deja, bonjour, oui, une baguette, bien sûr, merci. Îi pregăteai totul pentru excursie și pentru vacanță, pentru lucruri bune. Vă mulțumesc foarte mult că ați așteptat și ați fost aici și ne-ați prezentat un atelier foarte interesant pentru copii. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim, merci beaucoup. E bine, astăzi am ajuns la final. Sper că ați înțeles cum stă cu magia, dar și cu actoria. Sunt Ionuț și vă doresc să aveți o zi inspirată.